Rezultatele unui studiu recent sugerează faptul că protecția indusă de boală este mult mai puțin eficientă comparativ cu cea dobândită prin vaccinare, inclusiv în cazul tulpinii Delta. Concret, studiul a analizat spitalizările raportate în rândul persoanelor de peste 18 ani care fie au trecut prin boală în urmă cu 90-179 de zile, fie s-au vaccinat. Astfel, specialiștii au descoperit că adulții nevaccinați au avut un risc de reinfectare mai mare de 5,49 de ori decât persoanele vaccinate cu un ser bazat pe ARN mesager, Pfizer sau Moderna, care nu au fost infectate cu coronavirus, potrivit Centrului pentru Prevenire și Controlul Bolilor. Gândesc că au dreptate. Dacă medici s-au vaccinat, numai care scăpoși nu se vaccinează. Și tineretul ăsta știu numai să ducă la discotecă, dar de vaccinat și părinții îți dă vină aici. Vă dați seama că dacă părinții îi ajută, hai să facem că așa e bine, mă gândesc că e bine, dar dacă părinții, lasă, dacă nu vrei, nu vrei. Na. Bine, ai mei nu mai sunt cu mine. Stau separat, i-a spus și că asta e tineret, vedeți, decât să muncească mai bine cere la părinți. Credeți că un om care a trecut odată prin boală mai poate contacta acest virus din nou? Nu, nu, pentru că corpul lui s-a adaptat exact cum se adaptează și șobolanii care au, să zicem, ca aceeași genă, ca așa, înainte să făcea experiență pe șobolani. Deci s-au adaptat cu toate otrăvurile. Așa și organismul nostru se adaptează, care, cum să vă spun, care e mai rezistent, face mișcare, face cutare, trece prin boală ușor. Sau care mai mănâncă și alimente din astea cu vitamine, cu cutare, crescută la, cu îngrășământ din ăsta natural, nu cu îngrășământ chimic. Rezultatele sugerează că protecția indusă de boală este mult mai puțin eficientă comparativ cu cea dobândită prin vaccinare, inclusiv în cazul tulpinii Delta. Ce vă pot spune? Am auzit un epidemiolog din București, probabil că e pe problemă, a spus că vaccinarea nu asigură în totalitate imunitatea față de acest COVID, dar atenuează semnele, simptomatologia. Așa că... Dar credeți că un om care a trecut odată prin boală este ferit, să spun așa, de a o contacta din nou? După câte am înțeles la televizor, de la specialiști, pot contracta din nou. Vaccinarea este cea mai bună metodă de a preveni formele grave de coronavirus și decesele, cu toate că trecerea prin boală asigură de asemenea un nivel de anticorpi. Studiul recent arată faptul că persoanele nevaccinate au un risc de 5 ori mai mare de a se reinfecta decât cele imunizate.